Liga 2, Concordia Chiajna, Steaua București, luni, ora 18, Digi Sport 1. Liga 1, CS Mioveni, Chindia Târgoviște, luni, ora 20:30 de minute, Digi Sport 1. Gică Popescu, sugestie pentru Edi Iordănescu înaintea meciurilor cu Grecia și Israel, ar trebui să fie prima soluție. Gică Popescu, oficialul celor de la Farul Constanța, i-a transmis lui Edi Iordănescu că ar fi bine dacă l-ar foloși titular pe Mariana Ioani, goalkeeperul constanțenilor, pentru meciurile amicale cu Grecia și Israel. Gică Popescu este de părere că portarul traversează o formă foarte bună și îl poate ajuta pe Edi Iordănescu să scoată primele rezultate pozitive alături de echipa națională. De ce n-ar putea să fie Ioan titular în poarta naționalei? La cum a apărat în acest campionat, ar trebui să fie prima soluție. A făcut un sezon senzațional până acum, dar decizia finală va fi a selecționerului. Jucătorii convocați la echipa națională sunt de valori apropiate. Mariana Ioan este foarte încrezător înaintea acestor meciuri. El este un tip echilibrat, matur, care apără foarte bine în acest moment. Ar fi foarte bine ca România să câștige primele meciuri sub comanda noului selecționer. Victoriile aduc încredere, iar România are nevoie de victorii în acest moment, a declarat Gică Popescu pentru Play Sport. Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru partidele din luna martie. Portari: Mariana Ioani, Florin Niță, Horațiu Moldovan. Fundaș: Nicușor Bancu, Andrei Burcă, Mario Camora, Vlad Chiricheș, Radu Drăgușin, Cristian Mania, Ionuț Nedelcearu, Andrei Rațiu, Adrian Rus, Alin Toșca. Mijlocaș: Mihai Bordeianu, Alexandru Cicâldău, Denis Man, Răzvan Marin, Marius Marin, Alexandru Maxim, Valentin Mihăilă, Alexandru Mitriță, Octavian Popescu, Florin Tănase. Atacanți: Denis Alibec, Andrei Ivan, George Pușcaș. Etichete: România. Portar: echipa națională: Edi Iordănescu, Gică Popescu, Mariana Ioan. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.